Salutare prieteni, bine ați venit la o nouă lecție din limba germană, a 13-a din vocabular și exerciții de vorbire. Nu vă mai reamintesc cât de important este vocabularul în detrimentul gramaticii, asta este părerea mea sinceră. Să începem! Eu nu am nici o idee. Ich habe keine Ahnung. A doua oră când citesc, vă rog să citiți împreună cu mine. Ich habe keine Ahnung. Eu vă încurajez să vorbiți cât mai mult pentru că este deosebit de important. Și vorbiți fără rușine, da? Pentru că toată lumea greșește. Dacă acum greșit să nu vă fie rușine. Ei bine, Naia, Naia, da, acela este J, se scrie Naja, dar se citește Naia. Ei bine, eu plec. Naia, ichgea. Naia, ichgea. pardon, nuvam verzeihung, ich habe sie nicht gesehen. verzeihung, ich habe sie nicht gesehen. ehbine, nuafosgrill. na ja, es war nicht schwer. na ja, es war nicht schwer. Hans, nur am Idee. Null Knosk. Hans, keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Hans, keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Ich bin des du den Jet. Na ja, das ist ziemlich langsam. Na ja, das ist ziemlich langsam. Pozofolosesk Kann ich dein Telefon benutzen, bitte? Kann ich dein Telefon benutzen, bitte? Mevesuna Laura Noa. Wirst du mich um 9 Uhr anrufen? Wirst du mich um 9 Uhr anrufen? La ora 9, um 9 Ur. Atenție de prepoziția um. La ora 9, um 9 ur. Tu nu vorbești cu sora ta. Du sprichst mit deiner Schwester nicht. Du sprichst mit deiner Schwester nicht. Și aici ce a subliniat mit, pentru că mit cere întotdeauna cazul dativ. și atunci di schwester, care este deine schwester, sora ta, deine schwester, va deveni deiner. Mit deiner schwester. El a vorbit ieri cu mine. Er sprach gestern mit mir. Er sprach gestern mit mir. din nou avem mit, care introduce dativ mir. Și o expresie în ultimul slide. Muntele mă cheamă. Der Berg ruft. Der Berg ruft. Sau în engleză, the mountain is calling me. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că vă sunt de folos informațiile în continuare. Eu vă sfătuiesc să vorbiți cât mai mult, să puneți accent pe vocabular pentru ca să vă puteți exprima foarte bine în limba germană. Spor la treabă până data viitoare. Ne auzim!